Cea mai mare companie de automotive din Timișoara a demarat și anul acesta școala profesională duală pentru elevii de liceu. Sunt 80 de locuri în cele două sedii ale societății din orașul de pe Bega. Elevii beneficiază de masă și cazare gratuită și de o bursă oferită de companie, în plus față de cea de la stat. A început școala profesională duală la o mare companie de automotive din Timișoara. Înscrierile sunt deschise în prima etapă până în 5 iulie, iar etapa a doua de admitere are loc în perioada 2-5 august. În acest an, cele două sedii ale firmei din Timișoara au peste 80 de elevi care sunt mentorați pe calificările electromecanic, electrician aparate și echipamente electrice și operator CNC. Viitorii meseriași vor avea parte de o bursă lunară de 600 de lei din partea statului și din partea companiei, o bursă de merit care se acordă în funcție de rezultatele școlare și implicarea activitățile practice, mâncare gratuită în cantinele companiei, cazare și transport gratuit pentru elevi, precum și un precontract de angajare. În ceea ce privește stagiile la finalizarea celor 3 ani de pregătire teoretică la liceu și practică la companie, ei au șansa să se angajeze pe poziții de tehnician sau operator în zona de producție. În plus, tinerii își pot continua studiile la SERAL, iar apoi la facultate. Finalizarea studiilor superioare însemnând noi posibilități în carieră, precum avansarea pe un job de inginer.